Hei, hei, hei! Eu sunt Stefania, iar bine ați revenit pe canalul meu. Dragilor, în clipul de astăzi vom discuta despre TBR-ul de iarnă. Voi încerca să văd dacă m-am ținut de el, deși vă spun de pe acum că nu m-am ținut de el. Tocmai de-aia filmez aceste clipuri, pentru că îmi place foarte tare să mă uit înapoi și să-mi dau seama că nu mă țin de absolut niciun plan. Este distractiv pentru mine, cred că este distractiv și pentru voi și continui așa făcându-mi un TBR și de primăvară și vom vedea la începutul verii dacă m-am ținut de acela. Probabil că nu. Mi-era foarte dor să fiu alături de voi, mi-era foarte dor să filmez, să vorbesc cu voi, să vă vorbesc despre cărți. A fost o perioadă tare ciudată, se pare că nu ies din această stare, din această lipsă de creativitate. Nu știu ce se întâmplă, sper că odată cu venirea primăverii totul o să se schimbe pentru că o să fiu, iată, mult mai, nu știu cum să zic, bine dispusă, mai creativă, că o să-mi vină ideile pe bandă rulantă și așa mai departe. Știți că eu nu vreau să forțez lucrurile pentru că este mai important să fiu și eu mulțumită de ceea ce postez, dar acestea fiind spuse, putem să trecem acum mai departe și să vedem Cum am descurcat în cele 3 luni de iarnă, dacă am citit cărțile pe care le-am ales data trecută, cred că erau undeva la 11 cărți, vom vedea împreună ce am spus atunci. Erau undeva la finalul lunii noiembrie, început de decembrie. Doamne, cât de repede trece timpul, iată că am ajuns în primăvară. Ok, haideți să vedem care sunt cărțile pe care mi-am propus eu să le citesc în aceste 3 luni de iarnă. Acum haideți să vorbim despre TBR-ul de iarnă și să vedem ce îmi doresc să citesc eu în următoarele 3 luni. Cu siguranță că nu o să mă țin de acest plan 100%, așa cum m-am ținut nici de cel din toamnă, dar haideți să începem cu începutul. Mi-aș dori foarte tare să citesc pentru început Bărbatul care a murit de 2 ori de Richard Osman, este cea de-a doua parte din serie. Ok, haideți să punem pauza aici. Este vorba despre seria Clubul Crimelor de Joi de Richard Osman. Pot să spun că am citit această carte și am citit-o și pe următoarea. Voi discuta despre toate cărțile pe care se pare că le-am citit din TBR-ul de iarnă în următorul clip la ce cărți am citit în ultima vreme. Nu o să spun acum nimic despre ele pentru că nu are rost, dar avem, iată, o carte citită. Mi-aș mai dori să citesc, în continuare îmi doresc să citesc Vileții și profesorul de Charles Bronte. Nu le-am uitat. Profesorul chiar este o carte destul de scurtă. Aș putea, după ce termin cu toată perioada asta de Crăciun, să o atac, ca să spun așa, să o citesc destul de repede. Acestea fiind spuse, chiar așa s-a întâmplat. Am citit și profesorul, v-am vorbit despre ea la finalul lunii ianuarie, după ce a trecut Crăciunul, chiar așa s-a întâmplat, am reușit să o atac, iată. Și a fost o poveste care mi-a plăcut foarte mult. La Vilet încă nu am ajuns pentru că probabil că mă sperie puțin dimensiunea, deși mie îmi plac cărțile de mari dimensiuni, nu știu, pur și simplu cred că o amân puțin pentru că mie mi-a plăcut foarte mult tot ce am citit de la Charles Bronte până acum și este unul dintre acei autori pe care îi amân. Hai să vedem mai departe, că mi-am ales foarte repede The Tenant of Wildfell Hall de Anne Bronte. Despre cartea asta pot să vă spun că este, tot ce pot să vă spun este că este în engleză. Tot ce pot să vă spun este că nu am citit-o, nu am ajuns la ea. La fel, cred că, într-adevăr, spuneam în clip la un moment dat că probabil mi-o voi comanda în română, nu pentru că mă deranjează limba engleză, ci pentru că mă deranjează cartea în sine. Paginile sunt foarte subțiri și cred că de asta nu am ajuns în continuare nici până ziua de astăzi la ea. Așa că probabil că o să mi-o cumpăr în română și o să citesc așa, până la finalul anului, dar până la finalul iernii, toate cărțile de Zafon pe care le am, începând cu Orașul de Abur, ultima sa carte, și mai am încă 2 care fac parte din colecția Young Adult, așa că cumva mi-aș dori să le citesc și pe acelea. Bun, am citit Orașul de Abur, nu am ajuns la celelalte 2 cărți ale lui Zafon, tot așa, pentru că le păstrez pentru mai târziu. Odată ce le-am citit pe acelea, nu o să mai am nimic de descoperit de la Zafon, din păcate, și chiar trag de ele cât mai mult, pentru că este unul dintre autorii mei preferați și știți că eu nu recitesc cărți. Deși probabil că la un moment dat
am să recitesc la un moment dat în viață, așa, nu cât de curând, am să citesc, să recitesc toată seria Cimitirul Cărților Uitate. Pentru că am început-o deja, îmi doresc să termin și Trișorii din Harlem de Colson Whitehead. Am ajuns la pagina 24. Bun, haideți să discutăm puțin despre Trișorii din Harlem. Nu am terminat cartea. Nu am abandonat-o complet, pur și simplu mi-am dat seama că nu este ceea ce îmi trebuie mie în această perioadă. Știți că am avut un reading slump, au fost lucruri destul de ciudate, n-am avut chef de nimic, se pare. Mă mir că m-am mai suportat și pe mine, dar cu siguranță că voi reveni la ea. Și apropo de chestia asta, voiam să vă spun că nu doar Trișorii din Harlem a fost abandonată, ci am mai început o carte. Am început Northanger Abbey de Jane Austen și la fel n-am simțit niciun fel de conexiune, nu am simțit că este ceea ce îmi trebuie mie în această perioadă. Și sunt foarte mândră de mine, pentru că spuneam în clip, chiar atunci, spuneam că mi-e foarte greu să abandonez o carte, dacă am început-o trebuie neapărat să o duc până la capăt. Iată că am reușit. Haha, evoluție, m-am schimbat, mi-am oferit mie un pic de liniște, pentru că nu-i nicio problemă, cu siguranță că o voi citi, dar nu o voi citi acum. Știu că fiecare carte are perioada ei și pentru aceste cărți va veni o perioadă, dar nu acum. O să vorbim mai multe despre dorințele mele când vă voi prezenta TPR-ul de primăvară, dar nu am terminat-o încă și nu mă simt rău deloc în legătură cu asta. O să continui la un moment dat. Pentru că mi-a plăcut foarte mult Cele șapte morți ale lui Evelyn Hardcastle, mi-aș dori să citesc cât de curând și Diavolul și apa întunecată de Stuart Turton. Nu am citit Diavolul și apa întunecată, nu am simțit nevoia, am uitat, bineînțeles, să țin cont de câte cărți. Deci am citit până acum Profesorul și Bărbatul care a murit de două ori. Deci două cărți din 11. Putem să integrăm și puțină literatură gotică în aceste bere, fiind preferata mea. Nu am ajuns încă la Orele îndepărtate de Kate Morton, dar abia aștept să o fac. Nu am ajuns nici până acum la Orele îndepărtate de Kate Morton, din păcate, pentru că nu am simțit nevoia, nu știu ce se întâmplă. Nu! Ia veni rândul. Siguranță una dintre ele este un lung drum spre o planetă mică și furioasă de Becky Chambers. Nu am citit-o. Cred că o să o păstrez, pentru o anumită provocare. La un moment dat m-am gândit și la chestia asta, dar Nu știu. Să vedem dacă am răbdare sau dacă îmi doresc la un moment dat foarte tare să o citesc. Încăperi ferecate de Cari Santos. La fel, literatură, sau mă rog, un fel de literatură gotică, vom vedea exact atunci când o voi citi. Cari Santos, Încăperi ferecate, am citit-o, vom discuta despre ea la clipul următor. Spun aici că e un fel de literatură gotică, deși nu este chiar literatură gotică, pentru că în sinopsis este menționat Carlos Ruiz Zafón și se face așa o semi-pseudo-comparație și înțeleg la ce se referă, dar din punctul meu de vedere, nu în zona aia trebuie să se ducă, nu mi s-a părut că se poate compara cu atmosfera pe care o creează Zafón. Mi s-a părut, în schimb, că poate fi comparată cu alți autori, dar vom discuta despre asta, așa cum am zis, în clipul următor. Este Femeia Urs de Carolina Ramqvist. Nu am citit Femeia Urs, am avut la un moment dat o tentativă să o încep, dar nu știu ce s-a întâmplat, s-au schimbat lucrurile. Nu am ajuns la ea. Mă bucur să văd că mai am ficțiune istorică totuși în cărțile necitite, pentru că în ultima vreme chiar nu am fost deloc atrasă de ficțiunea istorică. Ok, acestea fiind spuse, sunt, din câte am înțeles eu, 11 cărți, mă rog, nu mai contează, am citit 3 dintre ele. Nu stăm foarte bine. N-am stat bine deloc în ultima perioadă, dar, așa cum v-am spus, încetul cu încetul îmi revin, mă recuperez, deși nu am fost foarte inspirată să filmez, să găsesc subiecte noi și așa mai departe, am început să citesc. Îmi reintru în ritm, ușor, ușor, și asta este partea care mă interesează cel mai mult, pentru că în felul acesta voi avea cât mai mult material pentru voi. Sunt într-o perioadă în care, nu știu, am impresia că eu îmi strâng acum material pentru la anul.
Efectiv, din momentul în care, și știu că v-am mai spus chestia asta, dar din momentul în care am trecut în 2023, în capul meu s-a produs așa un click, ca și cum tot ce am citit înainte nu mai poate fi folosit și trebuie să vă vorbesc doar despre lucruri noi și doar despre cărți noi, mă rog, noi în sensul de pe care nu le citisem eu înainte, pentru că sunt multe pe care probabil voi le-ați citit, dar așa ca și chestie. Și efectiv, aproape că am uitat ce am citit anul trecut. Deci în ultimele aceste luni de toamnă, spre exemplu, eu am uitat ce cărți am citit. Trebuie să mă uit pe listă. Nu pot să vă spun sincer în acest moment, așa, by default, nu vă pot spune. Pentru că în capul meu nu mai contează ce s-a întâmplat anul trecut, ne raportăm doar la anul în curs. Ceea ce este foarte rău și foarte antiproductiv. Și iată că în felul acesta îmi fac și mai multe probleme, mă anxietez și mai tare și ajungem rău. Dar nu contează lucrul acesta. Haideți să discutăm acum despre cărțile pe care să spunem că le voi citi în primăvară. Așa cum v-am spus, eu fac aceste clipuri tocmai pentru că mi se par amuzante. Chiar nu cred că mă voi ține de TBR, dar mi se pare foarte, foarte amuzant și într-un fel interesant să văd care dintre aceste cărți chiar mi-au atras atenția cu adevărat. Discutăm despre TBR-ul de primăvară. Aș vrea să spun un lucru. În ultima vreme sunt foarte ciudată în alegerile mele literare. Pe lângă faptul că nu mă organizez deloc să citesc ceva așa pentru clipuri, așa cum am spus, să mă ajute, mi se pare că mă răsfăț foarte tare. Și veți vedea în clipul următor de ce spun asta, pentru că am citit toate cărțile care mi s-au părut mie extraordinar de interesante și de amuzante din grămada mea de cărți necitite. Am un amalgam atât de ciudat de prezentat pentru voi săptămâna viitoare. Bineînțeles că sunt foarte entuziasmată, de-abia aștept să vorbesc despre ele. Am citit niște cărți extraordinare luna aceasta, care mi-au adus foarte multă bucurie și mi-am ales, așa cum am spus, doar ce am vrut. Mi-am ales fantasy, mi-am ales thrillere, mi-am ales povești din astea frumoase de viață, așa cum spuneam, care s-a întors. Cărțile despre care am vorbit deja, lecții de chimie și O lume fără bărbați, adică eu mi-am ales fix lucrurile despre care știam cu siguranță că îmi vor aduce multă bucurie și cărți pe care știam cu siguranță că le voi citi cap-coadă fără probleme. Ceea ce este foarte bine. De ce îmi fac atâtea probleme, habar n-am. Mă rog, voi mă cunoașteți, cine mă urmărește de foarte multă vreme, mă cunoașteți și v-ați obișnuit cu mine, nu e cazul să mă băgați în seamă, dar știți că vă spun așa prin ce trec, pentru că sunt o persoană foarte sinceră și n-are rost să ne ascundem după deget. Acestea fiind spuse, mai întâmplă o problemă cu care voiam să vorbesc și cu voi. În afară de câteva cărți din grămada de cărți necitite, care nu e foarte mare, eu am acum sub 30 de cărți necitite. 28 de cărți necitite în toată casa. Adică ne raportăm la cărțile noi, la ultimele hauluri din ultima vreme. Atât, 28 de cărți. E foarte puțin în comparație cu mulți dintre voi care mi-ați spus că aveți sute și sute de cărți necitite. Ideea este în felul următor, că foarte puține dintre aceste 28 de cărți îmi atrag atenția în această perioadă. Simt nevoia să-mi cumpăr alte cărți. Ele sunt acolo, mă așteaptă, doar că nu am acea atracție față de ele în această perioadă. Nu înseamnă că nu le iubesc, nu înseamnă că nu mi le-am dorit și nu înseamnă că nu mi le doresc în continuare, nu înseamnă că nu o să le citesc la un moment dat, însă în acest moment nu am acea atracție față de ele. Ceea ce este foarte ciudat, e ceva cu care nu m-am mai confruntat până acum. Pentru că am avut mereu foarte multe cărți de citit sau pentru că am făcut anul trecut încercare și, mă rog, am și reușit să-mi citesc toate cărțile din bibliotecă și pentru că îmi doream foarte mult să ajung în acel punct, în punctul zero, nu mai conta neapărat pentru mine ce cărți trebuie să citesc. Mă rog, le jongleam eu așa cum îmi doream, dar știam că trebuie să le citesc pe toate, pentru că așa mi-am propus eu. Ei bine, acum mă aflu în această situație în care nu mă atrag cărțile pe care le am în bibliotecă. Știți ce înseamnă chestia asta? Înseamnă bani cheltuiți. Înseamnă holuri pentru voi, pentru că nu mă atrag. Și, repet, le iubesc, nu înseamnă că nu o să mă atragă niciodată. Pur și simplu, în această perioadă nu am chef de ele. Tocmai de-aia mi-a fost un pic greu, să fiu sinceră, să aleg un TBR pentru primăvară. Sunt convinsă că
nu știu, măcar una dacă o să citesc din ele în următoarea perioadă, o să fie foarte, foarte bine. Haideți să începem cu acele cărți pe care cred că, pe care cred eu că o să le citesc într-adevăr în primăvara aceasta. O să începem cu O Fanim de Anna Barton, pentru că această copertă mă atrage foarte tare. Atunci când v-am arătat-o în hall, mulți dintre voi mi-a spus că este minunată. Tocmai de-aia de-abia aștept să o citesc și eu și sunt convinsă că o să apelez la ea în următoarele luni. Este destul de scurtuță, are 300 de pagini. O altă carte pe care cred că o să o citesc cât de curând și despre care am uitat complet, efectiv, eu o vedeam acolo, dar nu știu, n-am făcut acel click cu ea până astăzi, este Cismigiu & Company de Grigore Băjenaru. La fel, mi-ați spus că v-a plăcut foarte mult cartea aceasta și am uitat pur și simplu de ea. Mi s-a oprit camera. Spuneam, vorbeam despre coperta aceasta superbă, despre culorile astea superbe, Dumnezeule, absolut minunat. În general, cărțile de la art văd că sunt superbe. Nimic nu m-a dezamăgit până acum. Felicitări și sunt convinsă că o să-mi placă foarte, foarte mult și cartea. Și cred că se potrivește, dacă stăm așa să ne gândim, cu această temă a primăverii. Iată, copăcei, culori și așa mai departe. Ceva care nu se potrivește cu primăvara, dar sunt foarte curioasă. A fost odată un dulap de Patty Callahan. Să știți că aproape sunt, dacă stau acum să mă gândesc, aproape sunt tentată să las cartea asta pentru la iarnă. Pentru perioada iernii. Mi-aș dori foarte mult să citesc, dar acum dacă stau să mă gândesc, eu nu sunt neapărat genul acela de cititor care să se bazeze pe sezon, nu mă interesează neapărat chestia asta, adică dacă când o să fiu eu, să spunem, la plajă la vară, nu o să citesc numai cărți care își au acțiunea pe plajă sau la mare sau ceva de genul acesta, dar aproape că îmi vine atât de tare să păstrez cartea asta pentru iarnă, mi-am dat seama că nu sunt mereu pregătită atunci când vine iarna cu genul acesta de cărți de sezon care să nu fie neapărat legate de Crăciun, ci pur și simplu să fie legate de anotimpul iarna. Vom vedea, vom vedea. Mi se pare foarte interesant că mi-am dat seama acum. Apropo de iarnă, trilogia fiordurilor. Am început să citesc, uitasem că am început să citesc și Între cer și pământ și am ajuns la pagina 38, dar la fel a trebuit să mă opresc, pentru că deși este scrisă extraordinar, cred că mi-a spus cineva la un moment dat că scriitura este foarte poetică și într-adevăr chiar așa este, sunt total de acord, simțeam acea notă de tristețe cumva și nu aveam nevoie de asta în acel moment. Sincer, chiar aveam nevoie de ceva mai jucăuș, aveam nevoie de ceva cu o dinamică mai bună, cu un ritm mai rapid și asta nu era. Dar îmi doresc foarte, foarte tare să citesc trilogia, oricum e destul de scurtuță. Primul volum are 230 de pagini, al doilea are undeva la 300, iar cel de-al treilea, într-adevăr, are peste 300, dar la fel, așa cum am spus, nu este absolut nicio problemă. Mi-aș dori să o citesc pentru că am aflat de la voi, în primul rând, că este extraordinară, doar că nu a fost acum perioada ei, poate urmează. Să fiu sinceră, pe de cealaltă parte, mi-ar plăcea tare mult să o citesc în vară pentru că simt că m-ar răcori, sincer. Mă rog, și mai avem doar două cărți pe acest TBR extraordinar de care sigur nu o să mă țin. Una dintre cărți este Suflete necruțătoare de Namina Forna, cea de-a doua parte a seriei. Este continuarea cărții Sânge Auriu, mie mi-a plăcut foarte mult. Și la fel e fantasy, sigur, sigur voi apela la ea, nu mă deranjează faptul că are 500 de pagini. Pentru că, așa cum vă spun eu mereu, să nu cumva să vă sperie cărțile de la editura 3, pentru că paginile foarte groase, iar scrisul foarte mare, chiar dacă au cărțile 500 de pagini sau mai mult în cazul acesteia, sunt convinsă că se vor citi foarte repede și că vor fi foarte interesante, ceea ce iar ne va ajuta să le citim foarte repede. Da, aceasta este ultima carte de pe TBR-ul meu, Cazul Alaska Sanders, stăți că acum sunt chiar curioasă, are 600 de pagini, de Joel Dicker, pentru că eu am citit toate cărțile care s-au tradus, mă rog, și pe care le-a scris autorul, așa că nu văd de ce nu aș fi
la zi și în cazul acestei cărți, mai ales că ne reîntâlnim cu un personaj pe care îl cunoaștem deja. E vorba despre Marcus Goldman din Adevărul despre cazul Harry Keber și cealaltă carte pe care iar nu o rețin, cu Clanul Baltimore. Mă rog, acestea fiind spuse, aici sunt 2, 5, 7, 8 cărți. 8 cărți pentru următoarele luni. Nu înseamnă că voi citi doar 8 cărți, sper eu, Doamne, tu, în următoarele 3 luni, dar acestea sunt cele care mă interesează foarte tare. Mă rog, mai este una care mă interesează foarte tare, dar nu vreau să o citesc imediat, pentru că de-abia am citit altă carte scrisă de acel autor și nu vreau să lirosesc atât de repede. Așa cum v-am spus, nu am niciun fel de interes pentru cărțile pe care le dețin în acest moment. Vreau să-mi cumpăr alte cărți. Nu am nimic plănuit, adică nu am nimic la favorite sau ceva de genul acesta. Pur și simplu am un chef din ăsta nebun să citesc altceva, dar nici măcar nu știu ce. Așadar, dragilor, cum a fost pentru voi iarna aceasta? În cele 3 luni, a citit ce v-ați propus, a citit cu totul altceva, nu prea a citit foarte mult. Sunt tare curioasă să aflu cum s-a petrecut totul la voi, dacă v-ați ținut de TBR în cazul în care ați avut vreun TBR și ce sunteți entuziasmați să citiți în următoarea perioadă. Voi sunteți mood readers, adică aveți aceste situații în care trebuie să vă alegeți cărțile în funcție de, de cum vă simțiți sau pur și simplu ce vă vine la mână. Sunt curioasă să ne auzim în comentarii. Vă rog frumos să-mi spuneți că nu sunt eu singura care în acest moment nu vrea să citească ce are în bibliotecă. Vă rog frumos să-mi spuneți chestia asta. Mă simt ciudat, așa cum am spus, n-am mai trecut niciodată prin asta. Bun, dragilor, acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult dacă ați fost alături de mine până la final. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Vă aștept aici, în acest haos minunat. Ne auzim în comentarii ca de obicei. Să aveți o zi super, super bună. Ne vedem data viitoare. Pupi, pa!